Salut! Bine ați venit la Poșta Electronică! În acest episod vom răspunde la câteva comentarii. Haideți să citim! Bengosu spune: Silviu, îți iubesc clipurile, poți să-mi zici cine e Cristi Puiu, mersi! Dragă Bengosu, Cristi Puiu este cel mai mare regizor român de filme apocaliptice. El a făcut filme precum Moartea noastră a tuturor, Vai de capul meu și, desigur, N-are niciun rost, care a luat premiul la Cannes. Hot Sexy Kiki scrie: ești cel mai tare, vreau să știu unde stai ca și trece pe la tine cândva. Dragă Hot Sexy Kiki, eu stau pe strada Măgurice la numărul 13. Exact acolo stau. Gebeleizis Valkyrie spune: acum știu unde stai, vierme trădător de neam, ce ești, te omor. Te rog, Gebeleizis Valkyrie, nu mă omorâ. McDonald's România spune: Silviu, noi aici la McDonald's facem Big Mac și ne uităm la tine. Mai bine ați face ceva cu viețile voastre, amărâților! McDonald's România răspunde: Silviu, de ce ești așa, ne rănești pe noi cei de la McDonald's? Lăsați că vă trece! McDonald's România spune că le-a trecut. Normal! Andrei Fălticeanu întreabă: de ce nu spui nimic de tăblițele de la Tartaria? Andrei, tăblițele de la Tartaria sunt împărțite în patru cadrane, care reprezintă cele patru tipuri de personalitate. Primul tip este sangvinicul, al doilea este colericul, al treilea este melancolicul și al patrulea flegmaticul. Sanda Butnaru îmi scrie: căsătorește-te cu mine și îți voi oferi urmași puternici și viteji. Dragă Sanda Butnaru, îmi oferi copii puternici și viteji, dar oare îmi oferi copii sănătoși? Puterea și vitejia nu seamănă nimic fără sănătate. Mai gândește-te. David Bowie oficial îmi scrie: Would you be interested in opening one of my shows? Thanks. Dragă David Bowie oficial, fuck you and your business! Elena întreabă: mâncarea congelată se poate decongela și recongela la loc? Da, Elena, se poate! Titița Canu scrie: care e cea mai tare replică de agățat? Cea mai tare replică de agățat este: salut, sunt Silviu German, ce faci? Angelo mă roagă să spun o glumă sub orice critică. Un evreu intră într-un bar, acolo era un negru. Negru râde: ha-ha, a intrat un evreu într-un bar. Evreu spune: de unde știi că sunt evreu? Eu știu că tu ești negru, dar de unde știi tu că sunt evreu? Nu sunt îmbrăcat ca un evreu. Sarah Khan scrie: unde să merg dacă vreau să mă împrumut discret cu 5.000 de euro? Dragă Sarah Khan, undeva pe calea Griviței locuiește familia lui Boștoacă. Te sfătuiesc. Opa! Vologobolog se interesează: a ce miros? A transpirație, trebuie să mă duc neapărat să mă spăl.